Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. De joi 24 martie se circulă după noi reguli la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Sării. Comisia de circulație a municipiului Reghin a decis instalarea unui sens giratoriu. Echipele primăriei au amplasat noile semne de circulație pentru circulație auto. Oportunitatea și necesitatea unui sens giratoriu au fost studiate de aproximativ 2 ani încoace, iar testele au arătat că este cea mai bună soluție pentru fluidizarea traficului auto în zonă. O zi importantă pentru circulația auto din Reghin. Începând de joi, 24 martie, se circulă după noi reguli la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Sării. Comisia de circulație a municipiului a decis, iar primăria, în calitate de administrator al drumului public, a pus în aplicare hotărârea de instalare a unui sens giratoriu în această zonă. Da, aici avem un blocaj de mult timp și băieții de la drumuri și Comisia de circulație au făcut tot felul de scenarii să relaxăm această intersecție foarte aglomerată datorită traficului greu și mai ales în orele de vârf. Acum, după o încercare, așa, am zis că să trecem la fapte și sper să fie o reușită și împreună cu specialiștii am gândit o mutare a trotuarului, o relaxare, să încercăm să facem și cu electrica ceea ce putem să nu fie în pericol nici pietonii și și mașinile de tonaj greu să poată să beneficieze de sensul generatorului pe care l-am conceput. Sper ca această lucrare să fluidizeze circulația, pentru că în multe perioade din zile, cele mai circulate, această intersecție este o grea încercare pentru șoferi. Ne bucurăm că am primit avizul de la Poliția Județeană ca să amplasăm acest sens giratoriu. Sper să fie în favoarea tuturor participanților la trafic, fiindcă chiar dacă sunt pietoni sau șoferi. De 2 ani de zile am analizat și am studiat amenajarea unui sens giratoriu în această intersecție. O intersecție în care circulă traficul greu, cred că o arteră care este cea mai circulată pe braza municipiului. După mai multe studii pe care le-am realizat împreună cu primăria Reghin, administratorul drumului public, am reușit să amenajăm un sens giratoriu deocamdată provizoriu, care sunt convins că va contribui la fluidizarea traficului rutier în zonă. Doar acum este provizoriu, oarecum, în sensul că dacă amplasamentul exact, mă refer la poziționarea efectivă a mijlocului intersecției, poate să fie modificată în cursul săptămânii viitoare, dacă acest lucru necesită. Acum vom vedea cum este efectiv traficul și la mașinile de mare tonaj, unde pot fi probleme. Noi am mai făcut o încercare mai de mult în acest sens și am văzut că se pot încadra foarte ușor, dar vă spun încă o dată, atunci când acest lucru va fi fără poliție și fără organe de control care să dirigeze circulația, doar cu semne de circulație, vom vedea atunci mai exact poziționarea mijlocului intersecției. Este clar cine este în sensul giratorului are prioritate și după părerea mea, sensul giratorului este cel mai bun mijloc de fluidizare a traficului pe raza unui oraș sau unui municipiu. Aceeași soluție de fluidizare a traficului a fost găsită și va fi adoptată și într-o altă intersecție aglomerată a Reghinului, punctul de întâlnire al străzilor Gurghiului și Iernuțeni. Reghinul a găzduit joi 24 martie a 13-a ediție a concursului internațional de matematică Gheller David. Evenimentul este organizat anual de Școala Gimnazială Alexandru Ceușeanu, Primăria și Consiliul Local Reghin. În sprijin vine de fiecare dată Federația Comunităților Evreiești din România. Aproximativ 220 de elevi de clasele 5-8 au luat parte la provocarea lansată, iar cei mai buni au fost recompensați cu diplome și premii în bani. Declar deschisă ediția a 13-a a concursului internațional Gheller David. La evenimentul găzduit de Reghin, joi 24 martie, s-au înscris 220 de elevi din România, Republica Moldova și Ungaria. Online au dorit să rezolve problemele propuse elevi din Olanda și Croația. Concursul este organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușeanu, Primăria Consiliului Local Reghin. În sprijin vine de fiecare dată Federația Comunităților Evreiești din România. Un mare noroc atât pentru noi că l-am avut pe David Gheller, profesor de matematică în Reghin, l-am cunoscut și eu și chiar am fost la câteva ore. A fost un om extraordinar, iar ceea ce a făcut această instituție de învățământ în numele lui pentru
profesorul Gheorghe David, dar mai ales pentru copiii din generațiile următoare, este un lucru minunat. Pentru că s-a extins și pentru că avem participanți din alte țări, înseamnă că este privit cu foarte multă seriozitate, așa cum ne dorim noi. Îi încurajează pe cei care iubesc matematica să fie mai implicați, să fie pregătiți și să câștige acest concurs. Asta însemnând că își canalizează toată energia și tot efortul pentru a străluci în această competiție și, de fapt, pentru cei mici este un început în viitoarea lor carieră și în modul în care își vor alege clasa în care vor să se perfecționeze în liceu și nu numai. Sponsorizarea noastră este din următorul motiv. Respectivul a fost dus tânăr, nu știu, 11-12 ani sau cât avea, în lagăr. Și a stat vreo 2 sau 3 ani în lagăr. După aceea, îmbolnăvindu-se de TBC, după 23 august, până s-a refăcut. A terminat liceu, a terminat facultatea și a ajuns un profesor de elită, renumit. Și vă dați seama că e un exemplu foarte bun pentru tineri. Deci trebuie să lupți, să muncești și atunci realizezi ceva. Concursul urmărește să ofere elevilor șansa de a-și testa cunoștințele de matematică, întrucât subiectele sunt de nivel peste mediu. Copiii suntem doi pentru că e prima oară pentru noi. Anul acesta deja, de-abia prima oară am auzit despre acest concurs. Suntem impresionați, am fost în excursie, deci e foarte frumos, bine, sperăm că vom scrie foarte bine. Cât de mult contează până la urmă aceste rezultate? E foarte mult, reprezintă Moldova, cum necum, e internațional concurs și e bine să fie nota maximă. De câte ori am venit la Reghin, e un concurs care place copiilor și chiar și nouă profesorilor și cu cât mai multe premii să ducem acasă. De obicei duceți premii acasă? De obicei, da, ducem. Și noi așa spunem că nu venim degeaba până la Reghin. Proba a durat 2 ore, iar la finalul ei, elevilor li s-a propus să viziteze orașul. După amiază și-au aflat rezultatele și au luat parte la festivitatea de premiere. Cei mai buni au fost recompensați cu diplome și premii în bani. Oaspeți de prestigiu la Reghin TV. Reprezentanții ai postului Euronews au trecut pragul televiziunii locale pentru a împărtăși din experiența acumulată și impresiile create cu ocazia acestei vizite. Echipa de producție a postului Euronews se află în Reghin pentru a dezbate activitatea societății de microfinanțare FIRE și de a arăta întregii Europe rezultatele acesteia. Pragul postului de televiziune Reghin TV a fost trecut de o echipă de filmare a televiziunii franceze Euronews. Aflați în Reghin pentru a dezbate și a arăta întregii Europe activitatea și rezultatele societății de microfinanțare FIRE, reprezentanții Euronews au stat de vorbă și cu echipa de producție Reghin TV. Am schimbat păreri, ne-au împărtășit din experiența acumulată și mai ales au dorit să vorbească despre impresia pe care le-o lasă orașul Viorilor. Suntem împreună cu domnul Vlasa din partea fundației FIRE. Vlasa, da. Cu domnul Vlasa din partea fundației FIRE, binecunoscută telespectatorilor noștri și invitații dânsului, surpriză, de la postul de televiziune Euronews. Cu ce prilej, domnul Vlasa? De unde a venit această invitație pentru echipa de la Euronews? Societatea de microfinanțare FIRE este susținută financiar de către Fondul European de Investiții. Fondul European de Investiții gestionează un program european, s-a numit până anul trecut programul PROGRESS, urmează un nou program european, se numește EASY, și noi am fost beneficiari acestui program. Ei, la sfârșitul programului PROGRESS este un moment de bilanț, se trage linie și se pun în evidență rezultatele bune, se pun în evidență modul în care au fost utilizați banii, modul în care sunt folosiți de către beneficiarii finali. Ei, asta este rostul întâlnirii noastre, e o vizită prin care, practic, activitatea noastră va fi arătată, dezbătută la nivel european. Welcome in Romania, welcome in Reghin. Why Reghin? You are from the channel Euronews. Mm-hmm. Why Reghin? A little town just in Transylvania. Why Reghin? Well, because Euronews and our show, we try to cover economic news from all over Europe. And so we try to change country every once in a while. And so Romania was interesting both in terms of content
because of the FIRE Foundation, and also, you know, it was another country to visit and show the rest of Europe what you guys are doing here. The first time in Romania? No, it's the second time. I came about 5 years ago when I was working for another channel, but it was in Bucharest. I didn't stay too long, so I didn't get to see much. But here in Transylvania, it's the first time. Transylvania. Many times Transylvania is made with the image of Dracula in Transylvania. We did do castle. Several jokes about yeah. that. It's, if you talk about Romania, mm-hmm. if you talk, you say Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, the football player, and Dracula. It's mm-hmm. What's the first impression from Reghin, from the county? What's the first impression? Well, we're you know, happily surprised with the landscape. It's really pretty, and you know, in a way, I like traveling like this with this program. I get to see that in the end, Romania, the countryside of Romania, is not that different from the countryside of, say, France, where which I know, or elsewhere. And you know, in a sense, it's nice to see that Europe, you know, it's we tend to see other countries as different, but we're actually closer than we imagine. You know, we did an interview yesterday with a farmer, and he was telling me about his issues with, you know, making it and selling the milk prices and stuff like that. And these are things, you know, that I've heard from French car farmers and other places as well. Milk prices, for example, was one, you know, just all those things, making sure they can fund their farm and improve it and, you know, for their kids and later on. You know, in the end, this is quite similar. Euronews este un canal de televiziune de știri paneuropean lansat pe 1 ianuarie 1993. Este disponibil în 155 de țări în 10 limbi străine. Aproximativ 7,5 milioane de oameni urmăresc zilnic Euronews în întreaga Europa. Cel mai bun elev reghinean la concursul internațional de matematică, Gheller David, a avut parte de o surpriză de proporții. Pe lângă premiul oferit de organizatori, s-a ales și cu 1000 de lei primiți din partea Fundației Profesor Ilisan. Cei doi fii ai celebrului cadru didactic de matematică, Dumitru Ilisan, au dorit să stimuleze astfel elevii în curajul lor de a pătrunde tainele acestei materii. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi, la știrile din sport, vă spun că meciul din timpul săptămânii le-a priit celor de la Mureșul Rușimunți, care au învins pe teren propriu Avântul Mihășu de Câmpie, scor 6-2. O altă veste este că ASEA Târgu Mureș a hotărât începerea procedurilor pentru intrarea clubului în insolvență. Dar cu detalii vă aștept la Jurnalul de Sport. Concursul internațional de matematică Gheller David, ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție, a avut parte de o surpriză. Pe lângă premiile oferite de organizatori, s-a alăturat la festivitatea de premiere și cel care a pus bazele Fundației Profesor Ilisan. Ovidiu Ilisan, unul dintre cei doi fii ai celebrului cadru didactic de matematică Dumitru Ilisan, a oferit un premiu de 1000 de lei elevului din Reghin care a obținut cel mai bun rezultat la acest concurs. În primul rând, vreau să vă felicit pe toți, sunteți deosebiți. Cu siguranță ați câștigat respectul cadrelor didactice și ați făcut pe părinții voștri să fie mândri. Și pentru asta, cum spuneți voi, sunteți cool, foarte cool. Sper să reușiți să construiți România viitorului. De asemenea, respect și admirație pentru corpul cadrelor didactice, o meserie nobilă și oameni înnobilați. Fundația Profesor Ilisan, tatăl meu a fost profesor Ilisan, a fost profesor de matematică peste 30 de ani la liceul numărul 1. Acordă o diplomă de excelență în matematică și un premiu în valoare de 1000 de lei concurentei Atenasoae Maria. Felicitări! Mi-a plăcut foarte mult, a fost complicat, dar mare a fost frumos. Te-ai descurcat foarte bine pentru că ai primit punctaj maxim. Da? Mă bucur. Am muncit destul de mult ca să fac fericită pe bunica mea. Și iată, ai primit două premii. Cum ți se pare asta? Mi se pare foarte bine.
Ne-am aplicat asupra excelenței. E atât de important ca acești copii deosebiți, care sunt, pe lângă faptul că sunt foarte inteligenți și aici vorbim despre matematică, sunt foarte perseverenți, sunt foarte muncitori, e nevoie să ne aplicăm cu toții asupra lor. Excelența trebuie premiată, trebuie ca ei să simtă că efortul lor și munca lor a fost încununată cu succes și recompensată. Este un gest, poate o picătură într-un ocean, dar avem nevoie de astfel de recompensări și sper ca pe viitor acești copii să construiască România aceea la care visăm cu toții. La ediția din acest an a concursului internațional de matematică Gheler David au participat 220 de elevi din clasele 5-8. Ei au provenit din România, Republica Moldova și Ungaria, iar unii din Olanda și Croația au concurat online. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu, Primăria și Consiliul Local Reghin, cu sprijinul Federației Comunității Evreilor din România. Numărul în scădere al nou-născuților, dar și numărul mare al avorturilor. Acestea sunt aspecte care îngrijorează întreaga Românie, iar în acest sens se va organiza la Reghin sâmbătă, 26 martie, un marș. Sub genericul Marș pentru viață, Marș pentru femeie, Marș pentru familie, se dorește atragerea atenției asupra numărului mare de avorturi din ultimii ani și totodată împiedicarea lor. Mitingul va avea loc sâmbătă, 26 martie, de la ora 12. Marș pentru viață, marș pentru femeie, marș pentru familie. Acesta va avea loc la Reghin sâmbătă 26 martie, începând cu ora 12. Mitingul are în centru femeia și viața, importanța acestora pentru țara noastră. Ceea ce se va întâmpla la Reghin se întâmplă în majoritatea orașelor din țară. Cultele religioase, împreună cu societatea Provita, în data de 26, mai precis sâmbătă, între orele 12 și 14, la Reghin va avea loc un marș la care sunt invitați să participe cât mai mulți creștini, oameni de diferite vârste. Evenimentul are scopul de a atrage atenția asupra situației demografice a României. Ceea ce îngrijorează este numărul mare al avorturilor din ultimii ani. Dorim să atragem atenția asupra situației dezastruoase în care se află România și Europa în general. Mă refer la situația demografică, atât în țara noastră cât și în Europa. Dacă putem spune așa, acestea se află într-o iarnă demografică, referindu-mă la faptul că asistăm la o scădere dramatică a numărului de nou-născuți care ar reprezenta generația de schimb, generația de mâine. Totodată se dorește atragerea atenției asupra a ceea ce înseamnă un copil în viața unei familii. Toți cei care doresc să participe la marș o pot face sâmbătă 26 martie, începând cu ora 12. Să înceapă o primăvară demografică. Ne-am bucurat atât de mult ca în fiecare casă să fie un zâmbet de copil, în fiecare familie să fie bucurie și căci ei sunt cei care aduc această schimbare în viața familiilor, în viața noastră și reprezintă schimbul de mâine a populației, a ceea ce reprezintă viața pe pământ, darul acesta să-l primim cu bucurie. 7 amenzi au fost aplicate de polițiști și reprezentanți ai Gărzii Forestiere Brașov. Autoritățile au efectuat controle pe linie de silvicultură și piscicultură, pe raza localităților Târgu Mureș, Ungheni, Petelea, Reghin și Răstolița. Cu această ocazie au fost confiscate cantitatea de 29 de metri cub de lemn pentru foc și 0,60 metri cub de chelestea rășinoase. 4 dintre sancțiunile aplicate în valoare de 400 de lei au fost pentru pescuitul recreativ sportiv, fără a deține permis de pescuit.
Acțiuni și controale desfășurate pe linie de silvicultură și piscicultură pe raza localităților Târgu Mureș, Ungheni, Petelia, Reghin și Răstolița de către polițiști din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice împreună cu Garda Forestieră Brașov și reprezentantul ANPA. Echipele mixte de verificare au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 8.400 de lei. Potrivit IPJ Mureș, a fost confiscată cantitatea de 29 de metri cubi lemn pentru foc și 0,60 metri cubi chere stea rășinoasă. A fost reținută cantitatea de aproape 61 metri cubi chere stea în vederea stabilirii provenienței. 4 dintre sancțiunile aplicate în valoare de 400 de lei au fost unor persoane pentru pescuit recreativ sportiv fără a deține permis de pescuit. Cu ocazia acțiunilor, polițiștii au sancționat și un angajat al unei societăți din Hodac, care a expediat 29 de metri cubi pentru foc specia molid fără a avea proveniență legală. Etica, comportamentul și ținuta în mediul afacerilor. Aceasta a fost tema workshopului ce a avut loc joi, 24 martie, la Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin. Acesta a fost susținut de dr. Nagy Ildikó, profesor la Universitatea Metropolitan din Budapesta. Elevii s-au arătat interesați de ceea ce le-a prezentat specialistul în protocol și organizarea evenimentelor. Cum trebuie să se comporte în societate și mai ales în mediul de afaceri. Aceasta a fost tema workshopului ce a avut loc joi 24 martie la Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin. Cea care le-a vorbit tinerilor despre etica în afaceri, dar și comportamentul și ținuta de business, a fost profesorul universitar dr. Nagy Ildikó, specialist în protocol și organizarea de evenimente de la Universitatea Metropolitan din Budapesta. Azzal, hogy állandóan változik, ugye a kor megváltozik, a politika is, az illemszabályok is változnak. Jóval lassabban, mint a törvények, de az illemszabályok is változnak. Bizonyos szabályokat betartanak, bizonyosokat nem, és azért kell nekünk velük foglalkozni, hogy ismételten rávezessük őket arra, amiről itt szó volt, hogy egy férfi legyen udvarias egy hölgyel, de ugyanakkor, hogyha az úr keze tele van két szatyorral, akkor én fogom kinyitni előtt az ajtót. Tehát a kölcsönös tisztelettől eltkezve a viselkedés kultúra alapjait minden figyelembe kell venni. Elevii s-au arătat interesați de ceea ce le-a fost prezentat astăzi. Consideră totodată că regulile sunt importante. Am participat la o lecție de protocol care ne explică cum să ne comportăm în societate, cum să ne îmbrăcăm, felul în care ar trebui să arătăm, cum ar trebui să acționăm când avem o relație cu altă persoană, la prima vedere sau nu numai, și cum ar trebui să ne comportăm în viața de zi cu zi pentru a urma normele societății. După părerea mea a fost foarte interesant, deoarece am învățat cum trebuie să avem o conduită etică și cum trebuie să ne comportăm pentru a satisface nevoile și standardele la care ar trebui să ne ridicăm cu toții. Depinde de fiecare și depinde de în funcție de faptul că fiecare este educat într-un anumit fel, însă, da, o mare majoritate respectă aceste norme și încearcă să se comporte cât de cât în funcție de regulile la care ei sunt supuși. Tata beosztott, köszön előre a főnök kéne. Tata beosztottnak kell előre köszönni a főnöknek, és bizony, persze, azt szoktam ilyenkor mondani, hogyha a főnöknek gyerekszobája volt, akkor nem engedi, hogy egy hölgy előre köszönjön neki. Conferințele Liceului Lucian Blaga au continuat joi 24 martie, atunci când a fost invitat la o discuție secretarul artistic al companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național din Târgu Mureș. Laurențiu Blaga, acesta le-a vorbit copiilor despre lumea artei pentru a-i ajuta pe cei care doresc să aibă o carieră în această direcție. Proiectul a fost demarat de către Unitatea de Învățământ, iar în cadrul acesteia participă la întâlniri cu diferite persoane menite să îi ghideze pe viitor spre o anume meserie. Vorbim pe larg despre acest subiect după ce aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de vineri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua de vineri aduce realismul și pragmatismul și induce o anumită confuzie în relațiile de parteneriat. De asemenea, sunt amplificate sensibilitatea și compasiunea în relațiile cu persoanele importante din viața fiecăruia, atât în plan profesional cât și în viața personală. Se recomandă răbdare, toleranță și evitarea oricărei decizii importante. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre.
despre teatru și literatură, gânduri și impresii. Aceasta a fost tema discuției dintre secretarul artistic al companiei Liviu Rebreanu, a Teatrului Național din Târgu Mureș și elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga din Reghin, joi 24 martie. Acesta le-a vorbit liceenilor despre teatru și lumea artei în general, întâlnire ce a avut loc în cadrul conferințelor Liceului Lucian Blaga. Acestea sunt menite să îi îndrume pe copii spre o viitoare carieră. În ceea ce mă privește, noi am vorbit despre teatru, că asta este zona în care eu îmi dedic activitatea, mai exact sunt secretar artistic al Teatrului Național de Târgu Mureș, iar, bineînțeles, dincolo de prezentarea mea legată de teatru, am răspuns cu plăcere întrebărilor pe care ei le-au depus și sper că, în mare parte, le-am declanșat în fiecare, cât de puțin, dragostea pentru acest sector artistic extrem de fascinant care este teatru. Rolul acestor conferințe este de a ne ajuta să ne orientăm mai ușor în viitoarea noastră activitate, după ce vom fi terminat liceul sau facultatea, și sperăm că acestea ne vor ajuta concret și ne vor da idei înspre ce domenii să ne îndreptăm. Eu sper că da, bineînțeles, și în primul rând interesul lor vine tocmai din faptul că au participat la această conferință. Cred că de asta au venit, pentru că sunt interesați să afle despre teatru lucruri pe care majoritatea nu le cunosc. Eu sper că generația aceasta va reveni și, ca dovadă, zilele noastre încep să revină în sălile de spectacol, pentru că teatrul e o lume extrem de sensibilă și cred că copiii din ziua de astăzi, elevii din ziua de astăzi, au un soi de sensibilitate aparte care le dă dreptul să vină la teatru. Crescătorii de miei din Reghin așteaptă cu nerăbdare Paștele Catolic din acest weekend. Aceștia scot la vânzare animale din producția recentă, de pe urma cărora speră la rotunjirea veniturilor. Se lovesc însă de lipsa clienților, care, spun fermierii, nu se înghesuie la tarabele cum ei, deși sunt dispuși să negocieze. Prețul pentru un kilogram la viu pornește de la 10-12 lei. Paștele Catolic din acest weekend este un bun prilej pentru crescătorii de miei din Reghin să-și rotunjească veniturile. Producătorii agricoli scot la tarabe exponate din producția recentă, din care speră să vândă cât mai mult. Prețul pe viu pentru un astfel de miel pornește de la 10 până la 12 lei, dar negustorii sunt dispuși să-și negocieze prețul. Da. Cu ce ați venit în piața asta? Cu niște miei, domnule. Cum merge vânzarea? Aveți cu 12 lei am dat 3 bucăți kilo. Și aveți vânzări așa, în general? Păi cam slab, că nu sunt bani. Față de anul trecut, cum merge vânzarea de miei? Mai rău. Așa merge an în an mai rău. Pe lângă miei, pe tarabele din piața de joi, reghinenii își pot achiziționa și simbolul Paștelui. Prețurile pentru pui de iepuraș pornesc de la 10 lei și pot ajunge până la 15, în funcție de mărime și rasă. Pentru iepurii care depășesc un an, prețurile variază între 50 și 80 de lei. În cazul lor, comercianții se declară dezamăgiți de nivelul vânzărilor la exponatele mari și pun acest lucru pe seama lipsei banilor. Ăsta are un an și ceva, dar am acasă și mai meargă ăsta și am puie din ăsta mult. Am dat astăzi încă vreo 7 din ăștia. Am dat ăsta micuțul, ăla surul mic, l-am dat cu 10 lei. Și ăștia mai mari, 20. Paștele Catolic din weekend este sărbătorit în întreaga lume de peste 1,2 miliarde de oameni, dintre care în România de peste 1,2 milioane de persoane. Ultima porțiune de drum fără asfalt din comuna Rușii Munți urmează să fie și ea modernizată. Primarul localității a anunțat că în luna aprilie va scoate la licitație lucrarea de asfaltare a 2,4 km de drum în satul Morăreni. Odată cu această investiție, comuna se apropie și mai mult de condițiile de la oraș, având infrastructura completă. Se asfaltează și ultima porțiune de drum nemodernizată din comuna Rușii Munți. Primarul anunță că lucrarea care va avea loc în satul Morăreni va fi scoasă la licitație în cursul lunii viitoare. Eu scot la licitație în luna aprilie asfaltarea a 2,4 km, ultima distanță, 2,4 km de asfalt a străzilor din Morăreni. Și după ce am terminat și acești 2,4 km, Rușii Munți are infrastructura toată pusă la punct.
canalizare, apă, asfalt, peste tot. Motiv de satisfacție, pentru că infrastructura pe care o avem ne apropie foarte mult de mediul urban. Primarul mai spune că în localitate urmează să se încheie campania agricolă și va începe cea electorală, pentru care însă recunoaște că nu are emoții. Chiar nu ne preinteresează, pentru că în comună rusenii știu ce au de făcut, știu pe cine să voteze în continuare. M-aș bucura dacă PSD-ul va avea vreo 5-6 consilieri, pentru că e mult mai ușor să lucrezi când ai o majoritate în Consiliul Local. Conform recensământului din 2011, populația comunei Rușii Munți se ridică la 2144 de locuitori. Localitatea are în componență 4 sate: Rușii Munți, Maiurești, Morăreni și Sebeș. Nu trebuie să ratați vineri 25 martie, în cadrul jurnalului de Reghin, un nou episod din seria Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costea. De această dată, istoricul aduce în atenție informații despre Piața Petru Maior, care era în trecut loc de târg. Ne întoarcem la acest subiect după ce facem oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Vineri vom avea parte de un cer senin. Mercurul din termometre urcă în Reghin și Târgu Mureș până la valoare de 8 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Seria Destin și Istorie, marca Reghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă vineri 25 martie în cadrul jurnalului de Reghin. De această dată aflați informații despre Piața Petru Maior, care era în trecut locul de târg al orașului. Primul a avut loc în anul 1427, când a fost instalat și un blazon al acestuia. Ceva mai târziu, la 1434, primește dreptul de târg săptămânal. Iată, de aproape 600 de ani, în Reghin este piața săptămânală, care, iată, s-a moștenit a fi în ziua de joi. Acum, în afară de această piață centrală, unde se desfășura târgul, apariția ei, acestui spațiu, s-a făcut încă de prin secolul al XIV-lea, când a fost trasat această piață, a fost parcelate locurile, a fost date pentru construcții de case. În anul 1848 s-a produs marele incendiu care a distrus clădirile din această zonă. Construcțiile care au apărut după anul 1850 s-au realizat în urma unor controale ale municipalității. Era interzis acoperișul de șindrilă și de paie, cum au fost până atunci. În general, construcțiile aveau un plan de sistematizare și erau din cărămidă și beton, ca dovadă că, iată, aceste construcții sunt și astăzi multe din ele la locurile construite după 1850-1860. Ei, în acest spațiu s-a desfășurat, cum spuneam, târgurile săptămânale, dar nu numai săptămânale, ci și anuale. Piața avea 400 metri în lungime și 160 în lățime. Era spațiul unde se desfășurau bâlciurile anuale. Aceste bâlciuri erau de iarnă, care se desfășura în 19 februarie, era Sfânta Suzana, și cel de primăvară era în 12 mai, bâlciul Sfântului Pongratius. Cel de vară, bâlciul de vară, era la 10 august a Sfântului Laurențiu sau în ziua Sfântului Laurențiu, și bâlciul de toamnă din ziua de 23 octombrie, de ziua Sfântului Severianus. Aceste bâlciuri sau iarmaroace se desfășurau, cum spuneam, de 4 ori pe an și se vindea cam de toate. Dar mai multe aflați urmărind Destin și Istorie. Rubrica va fi difuzată vineri 25 martie în cadrul jurnalului de Reghin. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul de astre. Apoi știrile din sport și la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!